Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din World of Warcraft Legion Leveling cu Balonaș. Aici, cea mai buni, suntem încă prin Pandaria, încă în Jade Forest și acum ne aventurăm în alte nebunii să vedem noi ce mai avem de făcut și am primit o tonă de questuri și mă paște un strănut așa de tare de mă strâng și mă dai de capul meu, deci mă pot spune. Dar văd că a început să mă lase în pace acum, super. Deși știu sigur că nu o să găsim dungeon, am dat și eu Q acolo în caz de orice. Am schimbat iarăși transmogul pentru că am să iau ceva mai potrivit și chiar nu știu. Mi-e greu să mă decid cu transmogul, știi, până nu ajung să joc foarte mult cu clasa respectivă sau destul de puțin. Bine, oricum seturile pe care le vreau eu le au mai încolo și chestii genul ăsta. Nu, aici avem ceva cu quest separat aici. Prin niște bulangii de ăștia pe aici. Arma ce drept e din Pandaria. Țin să menționez, este din Throne of Thunder mai exact. Dar nu am niciun set și singurul set din Pandaria pe care l-aș vrea acum e cel cu tigru sau nu știu ce imagine pe el. Să le arăt imediat pe care îl vreau eu. Ok, am vrut să pun pe ăla galben, arată destul de bio, chance, fuck it. Nu, vreau setul ăsta. Ăsta-l vreau. Nu știu pe ce variantă vine pe heroic. Pe heroic, așa. Ăsta-l vreau, doar că fără cască, vă dați seama. Opa. Da, eu sunt genul domn care schimbă transmogele în fiecare zi până ajunge să plictisească și nu mai face. Ok, deci trebuie să mă distrug din ăștia, trebuie să batem incinerator, să salvăm oameni, asta nu e nicio problemă. Trebuie să oprim focul, ok. E de știut. I need to target something, no, you're dead. E, așa. Și posibil ca asta să mai să fi postat, probabil, nu știu sigur acum în ce ordine de idei, dar posibil să mai fi postat și un video sau urmează să pun un video cu alfa. Cu alfa, cu beta de acum, nu cu alfa. Ok, să stingem focul. What the fuck, beau și squip? Așa îmi place mie să sting focul, beau și squip. Doamne, cât de retardat e asta. Încoace. Așa sunt mogu, dar ce caută mogu pe aici? Asta este o întrebare bună. Și aici 3 din 12, văd că ceva materiale pe aici. Ok. Se pare că dacă rezolvăm pe ăștia o să avem acces la Veil Star, unde îl găsim pe Anduin și pe Rathion. Go to Hanae's house. Care-i treaba? De ce au venit ăștia pe aici? Nu înțeleg. Mogu știu că abia mai încolo păreau. Ciudat. Who knows. Bă, dar nu văd uneltele astea de care ne-au spus să ne asigurăm. Raider, am nevoie de raider să bat? Nu, incineratorii. Nu știu care sunt incineratorii. Nu îi văd pe incineratori dacă văd numai raideri. A, uite incineratorul. Bă, băiatule, stai cu minte. Ce faci tu aici? Te distrezi? Tu dai foc, mă? Bă, dar nu-i frumos. Mama, trebuie să stingem focurile. Asta e că te salvăm și de ăștia, am uitat că te salvezi și de ăștia, sorry. Ne salvăm și pe băieții ăștia periculoși de aici, așa. Îmi place că am văzut că ați observat că de acum facem level ceva mai repede. Și ce este mai important, probabil că vi se pare că facem level mai repede din cauza că e mai distractiv să faci leveling în Pandare decât în celelalte zone de până acum. Din simplu fapt că questurile sunt mai rapide, sunt mai multe deodată și tot așa, de aceea ai senzația de rapiditate. Și plus sunt niște questuri ceva mai distractive față de ce am avut până acum, să luăm așa. Atât. Mamă, deci ador chestia asta că nu stai 5 ani să-ți dea recharge la item ca să poți să-l folosești iarăși pentru quest. Oh, ador chestia asta. Asta a fost, cum am spus, motivul pentru care făceam leveling destul de greu în Wrath of the Lich King, în Burning Crusade, dacă era... Cred că data viitoare când o să fii să mai levelez ceva, o să mă duc în Burning Crusade, nu vreau să mă duc în Lich King. Mi-am dat seama că în Lich King e super, super greu de făcut leveling, iar cred că în Burning Crusade lucrurile nu stau așa. Pentru că cei de zonele sunt puțin mai mici față cel din Lich King și cu questline-uri ceva mai ușor de descifrat și mai ușor de manevrat, cum s-ar spune. Atât, încă două unelte. Eu tot bat ăștia, deși știu că am nevoie doar de incinerator și... Oh, ceea ce batem deja, nu? Incinerator gata. Foc, cât de focuri mai avem? Încă 4. Încă 3. Adică de stupid mi se pare totuși modul de a opri focul, dău. Bine, e o metodă, ce-i drept. Dacă ai gura mare și poți să stochezi atât de multă apă încât să stingi un foc, e ceva.
Dar bine, să stochez lichid, pentru că ce drept aici beau ceva cidru. Ah, să înțeleg că ăștia un fel de fermă de mere sau ceva. Și noi acum ne salvăm ferma de mere pentru că au venit acești mogui enervanți, care sunt inamicii principale ai pandarenilor, din câte țin minte. Pentru că pandarii ne-au scăpat de sub conducerea mogu. Și... oh! Oh! Deci apare poți să le scui prin față și să primească debuff și să chiorească. Asta e interesant, nu știam de figura asta. Chiar nu știam că există opțiunea asta de a chiori inamicul. Mamă, câta gorila! Și mai am ultimul foc. Nice. Sincer îmi place armura asta. Chiar mi se pare destul de drăguț armura asta, pentru că de foarte multe ori am vrut-o. Am bine, în varianta completă și am scos casca pentru că pur și simplu nu-mi plac anumite chestii cum se văd pe Drenai. În special necăștarea toribil, la fel cum sunt și cele de pe... de pe ăsta, cum îi spune... Mamă, toate sunt upgrade și pe 125%. Mai ales astea de pe Tauren aratoribil, dacă le pui pe data sau pe Worgen. Aratoribil set-urile. Complete, backpack. Deja ne-am stricat set. Ba, hai că merge, nu poți zici că am stricat set, e ok. Oh, s-au calmat aici aproape. Mi s-a părut doar. Așa, ce mai avem? Mogu Camp Discovered. Pe aici, și pe aici trebuie să fie și Velstar. Velstar e, da, fix în față, încolo. Așa, ok, asta e campul de Mogu. Și ne întâlnim aici cu Shao the Defiant. Să zicem ce este Shao. Ne mai dă el un quest. Ne dă două quest-uri Shao. Să batem pe cineva mare și să luăm ceva de aici. Trebuie să eliberăm oameni. Ok. N-aș că nu-ți dă și un quest ca să bați niște gagii de ăștia că tot vii pe aici, că na, prefer să nu mă strecur degeaba. Oh my god, muzica Mogu. Asta cunosc clar, la cât am făcut Throne of Thunder și Mogu Shown Vols, știu exact care team song-ul de Mogu. Mamă, 10 farmeri. E cam multishor, dău, da? Nu e problemă. Adică multishor și zona e cam micuță, da? Văd că m-am înjelat. Și de aici, să ne uităm dacă nu găsește. Eu garantez că nu o să ne găsească foarte curând. Probabil video să nu o să facem dungeon-uri, pentru că nu avem cum să facem asta. Dar cred că eu tot așa cred cu tărie că e posibil să facem și level. Deci nu pierd încă speranța legată de leveling. Ok, super, doi de ăștia aici. Super, vină și tu. 6, încă 4. Aici, wow, băiețaș. Care e manevra cu tine? Calmează-te. And then, nice. Luăm și de aici. Văd că s-au respawnat ăștia. What the fuck? E așa mic respawn rate-ul în Misto Pandaria la anumite chestii? Pentru că atunci mie chiar îmi convine. Ia să mai dăm o dată cu efectul ăsta, că spell-ul ăsta pe care eu tot încerc să folosesc și nu prea dă randament și îmi consumă și 5 charge-uri. Și care efect mai mare dacă targetul e disabled sau stunned. Stand, da. Da, dealing additional healing and damage. Dacă targetul e stand. Bă, nu lovi farmerul. Ne spărăm. And dead. Oh, ce bine dă. Stai să văd la ce level de fapt mai primim noi abilități. Bă, eu am primit Avenging Wrath ca și buff și eu nu știam. Am uitat. Oh, fuck, am apăsat pe ăla. Fuck. Da, și acum nu mai avem niciun spell de primit decât cel de la talente, adică tu mai level 90, mai avem aici, cred că cavaleră sau să luăm. Nu cred că se iau Divine Intervention. A, asta e gagiu. E bine. Oh, și eu aveam buff de 3 levele și nu știam. Attack him now, friends! Fuck him up! Oh, shit, are ceva HP-2. Ia stun. Normal trebuie să zicem damage while taunted by the farmers. Oh, wow, de-aia am dat de s-a spurcat rău băiatul ăsta. Not bad, Bob. Timpul să ne cărăm. Sper dăm și astea de aici și după aia să ne vedem de quest-urile alea. Că bă, că ne ducem tuma sus aproape cu quest-urile. Acum nu știu dacă o să încerc să fac reputație cu The Order of the Cloud Serpents, că am Cloud Serpents. Deși n-am alte culori la Cloud Serpents. Cloud Serpents sunt mount-urile alea. What the fuck, Haze? Trinchete. Nu prea mă interesează ceva cu trinchetele, sunt degeaba. Și am mai terminat un capitol din story-ul din Jade Forest. Nice. Cred că ăsta e Cloud Serpents aici. Dar da, Boreum ăla, ții minte. Și aici ce e? Tai de monastere, ceva monastere aici, nu știu ce e ăsta. Perul Omen și la village. Știu că hoarda are aici începutul.
As far as I remember. Țărând că am făcut Pandaria cu vreo câteva caractere, cam ar trebui să ții minte începuturile. Cât e cât? Cât e cât? Aici e cu Păianjen, e shit. Să batem pe Janjen și să ne strungem ouăle. Ouălili. Ok, distruge pe Janjen, mamă frate, iarăși. Nightmare Fuel direct aici. Vă zic eu, Nightmare Fuel direct. Ok. Bă, dacă dintr-o singură zonă facem aproape, să zicem, aproximativ 5 levele, cam două zone din Pandaria și suntem Gucci, consider eu. Pentru că prima și a doua zonă din Pandaria sunt destul de mari. Deci consider că o să facem level destul de repede. Probabil, acum să vedem ce ne așteaptă cu exactitate. Am de bătut de asta, de fapt? Nu văd sigur aici. Ok. Dați două secunde, scuze. Că m-a Așa, ia să vedem aici, iarăși ouă peste ouă. Deci 7 de ăștia și 8 păjangeni. Cred că dacă strângem păjangeni o să am eu mai liber. Vino încoa. Trebuie să te ba mai ușor. Îmi dăm una bucată ciocanel. Și zap cu tine. Și zap și cu tine. Și ăla-i fost. Stai să luăm de aici. De ce mai atacă cadavrele după ce termin cu ea? Adică să nu înțeleg care manevra de aici, dar să zicem. Mai avem încă 3 păjangeni și 2 ouă. Bă, măcar să scap de ouăle astea, că astea sunt cel mai nașpa de făcut. De obicei, ce înseamnă collectable și interactables astea așa? Îmi fac primele și las chestia de omorât la final. Gen, dacă pot evita să omor ceva, e cât mai bine, pentru că după aia n-am chef să omor în plus. Știu, e o gândire destul de stupidă, dar așa mi-am făcut mereu treburile pe leveling. Încoace și ultimul. Perfect, și am tras la grămadă aici. Hai bă să ne dăm parte în parte. Nu știu, cred că am să mut ăsta aici. Totuși, shield-ul ăsta, fiel o chestie protectivă, totuși e ceva destul de ofensiv. Și-și face treaba ca și spell. Deci, uite, e ca damage, bine, trebuie să stau să extind toată aia. Bă, nu stai când a explodat. Am zis că e ca damage, deci măcar da bubuit. Bravo, obiță, ești un micuș geniu al naturii. Stai, ce? Aveam de salvat și ceva animale aici? N-am știut. Mamă, dar e ceva departe, nu glou. Ideea e că oricum quest-ul ăsta te trimit în același loc, deci de-aia mai degrabă le termin pe toate și pe aia vin. Oh, nice, found it. I must get closer. Jade Guardian. What the fuck? Wow, ce cu asta? Cum am văzut pe copil? Hello, child. Where are you from? Nu vrei să știi? Bye-bye. I'm growing a beard. You're fun. Ok, fiul crește o barbă, am înțeles. Oh, aici e vrăjitoarea. Ai, I remember. Da, știu că trebuie să avem de face și cu ea. Safe now. Da, țin minte aici era și cu vrăjitoarea. Da. Am uitat de questline-ul ăsta. Adică țineam minte că e și ceva cu ea. Dar am uitat că trebuie de fapt să o și anihilez. Adică mi-am uitat de aia din cinematicul, dar totuși. Oh, asta e că o să... No, nu mă urmări! Fuck off! Hi there! Have fun! Hai să dau cu de-aia criticală mare, noise. Așa. I am out of range. Doamne, cât de hilar o zice uneori. Ah, shit, iar am dat cu detaliu. Iar am dat cu damage prea mare. It's safe to calm down, my dude, vino încoace. Uite acolo. Ah, atât, scuze, două secunde mai bun, că mai am încă niște manevre de rezolvat. Gata. Aici.
Așa, și ce mai aveam noi? Încă un de ăla și apoi de așa de bătut. Oh, aparent am 8 de așa de bătut, n-am știut. Enjap. Bine, nu trebuie să luptez ceva de la ei. Tell me a story. Where are you from? De unde sunt eu? Nu vrei să știi. Wow, ce quest-ul? Quest is broken. Jade Witch. Ah, ok, trebuie să bag pe asta. Dar nu mai văd pisici de-alea. Da, uite unul aici. Mamă, drept critical de-aia grav. I really hope it didn't eat up my friends. Săracul copil are speranțe de-alea de... Oh, te rog că o salvează-mi prieteni. Wow! Oh, ok. Deci m-a afectat ceva, cred că. De mi-a dat cu de-alea. Da. Nu mi-o dai. Nu mi-o dai, bobiță, nu mi-o dai. Încă o pisică de aia mai trebuie. Apoi suntem Gucci și putem merge pe vrăjitorie. Să-i dăm la vrăjitorie în cap. Calmează-te. Mamă, că le dau cu ripucul ăla de nu știu cum îi cheamă. Hi there. Dă un inel random, nu știu după ăsta. Da mă duc acum să bat, stai tu liniștit, copil mic. Hei, ce faceți, domnșoară, doamnă? Please. Come a little closer, dear. I believe I heard some young whippersnapper in my garden out back. Little Lou ești aici? Look for him. Sau nu, pe cine trebuie să salvăm de aici? Master Greenpaw, nu știu pe ăsta. Te știu cu ochii pe aia că apucă criza. Oh, el era. Oh, el e, Shin. Does he not look special? My late husband and I always wanted children. Și ce? Ești, fă, de cile. În măta! Eu nu sunt de expoziție aici, ok? Domnșoară, tanti, babă, ce ești tu? Nu vezi pe mine? Oh, shit, a dat ceva damage. Stai cu minte! I has the power of the light. Da, să i-am spart-o. Pa, Jade Witch. E, dar ăștia nu-și revin. Te-am zis că și-au revin doar ăștia, alți mici. Thank you, balonaș. If you find me, I'll give you something. Ok, dar ăsta de ce nu-și revine? Oare au fost Jade prea mult timp încât să-și mai revină? Probabil și asta e opțiune, nu știu exact cum stă. Wow, ce-i acolo? Aia cu Kunlai, dar nu mă interesează, e un quest destul de... De mai încolo, de manevrat, de spus așa. Se pare că de acolo porneam oricum și quest-ul pentru capa legendară din Pandaria, pe care oricum acum nu mai putem să o luăm. Eu le-am că mi se pare aiurea că nu mai putem să o luăm, parcă știu că nu mai poți să o iei sau cel puțin când ajungi într-un pas nu mai ai cum să o iei din cauza că îți lipsește acel lucru din pasul respectiv. Pentru că chiar aș fi dorit să mai am și pe alte caractere. O am doar pe Daphne, dacă s-a bine să-mi încăvinte sau nu, doar pe... Nu, am dat pe Monk. Am pe Monk, e în bancă la Monk. The Jade Witch is dead, my dudes. Copii, stați pe loc ca să te nu-și quest-ul ăsta. Vă rog, fă, stai pe loc! Yes, I know. You're gonna be a hero like me. Hai, e un mare erou, ce pot să zic. Hello. Toia Montoya, we can spare, deliver the king. Ce? Ready to see Lord Arcot show. Wow! Trebuie să mă duc la Lord Arcot show, nu țin minte, unde mă duce ăsta? Where are you taking me? A, aici. Da, dar mai aveam asta de aici. Fuck. Find the boy. Aici presupun că e Anduin. La naiba. No, nu le găsește nou dungeon. Cred că nu sunt oameni oricum online la ora asta. E 3 dimineața, Jesus. Să-ți dau oricum leave. Na-na. Oh, știu locul ăsta. Îmi place questline-ul de aici. Yep, I remember and I like it. I would love to help you, Lord Walker, but understand, I am in a real bind here. Okay. But look who has arrived. This ancient fresco was once inlaid with jade. Oh, but it has fallen into ruin, and now its wisdom is lost to us. With the Hello. Sudden arrival of strangers Goodbye. On Pandaria, I believe we'll need the lessons our history can teach us. I understand, Lord Walker, but the Serpent's Heart project is behind schedule and we've not a stone to spare.
Îți văd ce era aici în, în grămada aia de acolo și după aia dacă ne întoarcem și trânem quest-urile de acolo, pentru că vreau să termin și cu ce era aici. Uite, Dawn Blossom, cred că asta e aici, nu? Probabil. Sau ce aici? The Monastery. No, hai să dăm ce aici, Corbot Orium ăsta zi în care manevra. Adică vreau să, mă irită când văd spațiile astea goale, știi? Și vreau să le fac. Ok. Bine, oricum să rămân un spațiu gol cu monasteriu și aia e. Double tick the quest avem aici. Aici e ceva. Știu ce sunt druizi? Par a fi druizi, dar nu-s druizi. Freshly pedal. Shrine of Dawn. Ok, deci avem de luat petale de pe jos sau ceva, dar nu știu cum le iei, pentru că nu le văd. Freshly fallen petals. I don't see how. Oh, și stai că e Flight Master aici. Da, și de aici e unde te-ți faceți reputație pentru mounturile astea, dacă sunteți așa curioși unde vă puteți lua mounturile astea. Ce mai avem aici? Serpent Master. Okay. Ok, avem aici ceva mare de bătut. Ferdinand sau ce e asta? Hey, Ferdinand! Oh my god, cine e Ferdinand? O să-l bat. He looks interesting. Ferdinand, 21k. Fuck, Ferdinand! Direct Avenging Wrath, să-i sară dinții la fraier. Oh shit, mă doare. Cum să-i rosești putere? Mamă, dar dă ceva, adică trebuie să mă chinui aici puțin. Stai aleacă. Ferdinand, I'm sorry, îți dau un stun. Simte lovitura aia. Mamă, e ceva Ferdinand ăsta, oh god, stai așa. Tut. Tentacolele de mușuri că mi-a dau damage uneori. Hai că-l bat, e ok. Cu puțină perseverență și cu d-astea-l bat. Nu-i problema. O, oh, stai că a intrat în rage mode. E în rage mode. Stai așa. Eu iarăși vine cu de-aia. Nu, pot să-i dau... Ah, nu am încercat să dau stun. Sau interrupt, pardon, nu stun. Mor, bă! Ești un bulangiu. Mamă, de ce nu vrei să mori odată? Ia damage-ul ăsta. Nu merge, ok. Bun, de știut. E tried. I-am dat cu rebook, dar nu a funcționat. A worthy opponent. Oh, deci trebuie să bată unul dintre... Ok, nici nu am știut că avem quest. Pare ceva ce nu o să folosesc niciodată, din păcate. It looks pretty. Le-am acolo. Ok, unde sunt petalele? Ah, uite-le, mă, să stragi palme. Uite-le unde erau. Fumă de petale. Ah, crezi că e una mai departe sau ceva. Wow, stai cum atacă chestia. Chestia e urâtă. Este aia foarte urâtă. Și nu vreau să mai văd. Vreau să moară. Thank you. Asta doar trebuie să-i bat. Nu, stinger. Trebuie să-mi dea stingeri. Interesant. Uite unul acolo iarăși. Throw the hammer. Jap. Easy. Dar nu pică stingerile. Trebuie să, de fapt, să le dau skinning? Să pice? Mai știu eu quest-uri de genul ăsta, deci e posibil să fie și posibilitatea asta, să fie nevoie să-i dai de fapt skinning sau ceva. Sau poate are extrem drop rate-ul de mic. Bine, nu e extrem, dar destul de mic. Hai că încerc cu ăsta acum, zi, dacă nici ăsta nu pică sau ceva, posibil să fie din skinning. Văd că scrie skinnable, deci who knows. Posibil să fie un quest, deși știu că l-am făcut quest-ul ăsta, mi se pare cunoscut ca și idee. Mai ales în zona asta, știu că am mai făcut leveling pe aici. Și țin minte că am avut quest-ul ăsta și l-am făcut, nu a fost greu. Uite un căpică, dar care e drop rate-ul foarte mic. Asta s-ar putea să fie o mică mare problemă dacă are drop rate-ul mic. Că urăsc chestiile cu drop rate mic. La fel cum sunt și glumele alea despre wow. Știi cum e aia, gen, când vei să faci flirt cu o fată și îi întreb care e drop rate-ul ei și îți dai seama că spun care e drop rate-ul mic. Fuck, chiar pică destul de greu. God damn it! Drop rate-ul pantalonilor ei, scuze. Mama, am greșit toată gluma, vai! Ca pe o bobiță, ce ai făcut? N-ai făcut nici o glumă, ai reușit să faci bine. Hai mă,
Hai mă. Hai mă odată. Uite, doi stingări, hai. Mamă, trebuie să stau să-i adun pe toți, vai de stata. Vino încoace. Vino încoace. Vino încoace. Așa mă, trei deodată măcar, să am o speranță la un stinger din trei. Parcă văd că nu se pice niciunul. Sau îmi pică doar unul. Ca semn de ia muie, fraiere, sau ceva. N-a picat nici măcar unul ăsta ca un semn de ia muie totală, fraiere. Ok, hai să încercăm să luăm iarăși mai mult, în speranța că poate, poate. Tut. Mamă, stai că o să mor acu' așa. Ok. A, două, mă, deja ne învățăm, bă, nu-i bine, ne învățăm de acum. Aoleu, că mă stresează genul ăsta de quest-uri, pentru că încerci tu să-ți aduni o tonă de idei inamici în jurul tău de care nevoie să-ți pice ceva și te trezești că... Oh, fii atent că pică câte unul din fiecare. Nop, nu pică. Tai liniștit acolo în banca ta, nu-ți pică atât de multe. Atât, hai să sperăm că dacă de la ăștia pică ultimele două bucăți m-am scos. Bă, una, e ok, de când nimic e bun și ăla. Foarte multe ori mi se întâmplă să nu mai primesc nimica. Mamă, ce procuri nebune. Ai, mă. Fac, acum te stau să caut încă o vieț pe de-aia obosită, serios. Hai, mă, nene, uite-s două aici la grămadă, vină face. Bine, le luăm pe amândouă, dacă s-au oferit amândouă să vină să-și ia, hai, de acum nu mai veni să le faci. Nu, când zic tranzacția, nu se mai returnează de acum, gata, am acceptat oferta. Dă-i să-i sară. Atât, super. Exact ce avem nevoie. Încă puțin și facem leveling, deci cred că în vreo 3 quest-uri cred că ne ajung și facem. Mm-hmm. Dăm pantaloni ăștia. Until next time. Avem aici. Jade Serpent. Târnaș pe băieții ăștia. Cum mai avem? Oh, avem acolo ceva. Azi de mai aici ce e. Păi nu mai avem și pe aici lucruri de făcut. Și n-am știut, speak to Cutărescu, at the dawn. Și probabil o să mergem pe insulința aia acolo, că acolo e ceva cu dragonaș de ea. Foarte, foarte cute. Ok, pe ăștia nu mai știu care era. Ah, stătea să-i ajutăm cu ceva cu familia lor sau ceva. Challenge and defeat. Da, trebuie să-i bat pe ăștia trei. I remember. Hello. Challenge. Asta îmi place cel ăsta de quest. Foarte fain. Ia o leacă de amețeală, băiatul meu. S-o simți bine. Acolo unde trebuie. Take some more. Ăla a fost unul. Că ideea e că cei doi pandare voiau să se căsătorească și soțul trebuie să devină worthy, să devină, să arate că merită să o aibă pe tipa aia ca și nevastă sa. Și na, trebuie să se le arate că merită. Cum zic, rudelor moarte ale tipei. Și na, poate să roage pe oricine să ajute. Și văd că uite, am primit tot fel de buff-uri aici. Strength increase while in Jade Forest. Health regen increase while in Jade Forest. Și acum mai avem ultima chestie, care nu știu exact ce presupune și care cred că o să ne dea level dacă cred eu sau nu. Hello, challenge. Ne dăm și un stun ca să aibă effect spell-ul ăla mai tare, exact cum spuneam. Nu știu acum cum o să fie viabil spell-ul ăsta în dungeon-uri slash raid-uri, dar ok, să zicem. No, no, bobiță, stai te liniștit. Nu se funcționează manevra așa ușor. Super! Enough champion, yes, yes. He has my blessing, da, cei doi vor să se căsătorească și ăsta și-a luat bătaie de la spirite și eu am venit acum să-l ajut. Tell me of your travels, yes, complete. Yay, level 84, Grim Battle, House of Origination și Lost City of Tolvir. Nu poți să dai combo de Q, nu? Gen, asta este dacă mi se pare puțin, stai să te sacrifici pe Cataclysm slash astea. Bine, cei de dungeon-uri de Cataclysm nu-mi plac așa tare, pentru că sunt super lungi, dar fuck it, probabil o să faci și asta cândva. Ah, acum am de bătut că cază ăștia mici care să-ți dea ceva drășie. V-am să facem level video ăsta, nu m-a scăzut.
Așa cum o să-mi dea acele picățele de jade. Cred că mai fac quest-ul ăsta și atâta. Și parcă n-ar vrea să fac nici pe ăsta. Mai știu, oare pică și de la ei direct? Sper să nu, să nu pice ca să mă duc acum înapoi să dau loot iarăși. Știu că de-aia pică direct la ăștia. Nu, nu pică la ăștia. Jade, am nevoie de foarte mult jade. Throw the hammer! Impale the bitch! Mă simt după el ca Vlad Țepeș, știi, cu abilitatea asta așa, pentru că ce drept cam îi înjunghi prin cură. Cu sabia aia, vine așa sabia din nicăieri, îi înjunghi prin cură și aia. Aba da, mă, pică! Bă, bine că am dat loot. Ce bine că am dat loot atunci. Și ce am aici? Increase critical strike. Critical. Stabby. Uitură peste bot, dar mă uite că pică, ești nebun? Ue, ce puteam eu să ratez. Așa quest-ul meu durează mai puțin. Mamă, dar ce repede m-am mișcat cu ăsta, serios. Că când am văzut 15, am zis, a, fii atent că o să dureze, fii atent că o să-mi iau o grămadă, până la două, până și nu. Efectiv, o doar chiar foarte puțin. Chiar la că pot zic că sunt uimit de cât de puțin a durat toată manevra asta. Așa, să-i dăm jade-ul ăsta și probabil după aceea să mergem acolo. Tia Monastery. Interesant. What is your hurry? Take the jade. Oh, și că acum mi se pare că se dezvăluie primul. Cu The Emperor of Pandaria și toate alea. E bine ce zici, Lord Warcraft-o? Știu că e și cinematic după asta, Calamity J, deși încă mai au foarte multe man. Man. Da, deja aici sunt alte manevre. Unde e? Oh, quest-ul e aici. Quest-ul e aici, dar nu văd. Oh, e un dăsta mort. Nu văd ăla de trebuie să-l termin. E sus aici? Cred că e sus aici. Da, e sus, dar bine la LOL. Cât de sus e. Probabil trebuie să fie dat ceva de zburat până aici, dar eu pentru că am flying nu pasă. Welcome. What is this place? Nani, the fuck is this? Speak cu nu știu cine. Care e aici? Sau vine Cutărescu aici, presupun. Sau e sus? Oh, e sus. Oh my god, e un șaman. What wisdom do you seek? What wisdom do you seek? Do you inspect the training down there? Oh my god, am scos mountul care se potrivească cu zona, cum am văzut. Tell me of your travels, Onician-ule. Așa, n-au innkeeper aici? Ce dracu? Păi ăștia pe ce trăiesc? Bă, n-au innkeeper aici. E bine, mai bun, cam asta ar fi tot pentru acest video din World of Warcraft Legion leveling cu Balonaș. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri genul acesta, tot ce vă rog eu este să nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și noi ne vom auzi cea mai probabil data viitoare. Pa, pa!